care o transmit aceste fotografii expuse în Parlamentul European este despre un popor vibrant, despre oameni vibranți, puternici, determinați, care înțeleg ce se întâmplă în România, care vor să schimbe România, care își asumă orice risc, își iubesc țara și vor să trăiască în lumină și vrem cu toții să trăim în lumină. Toată lumea știe. Pregătirea unei mese delicioase nu trebuie să fie complicată. Sunt de ajuns 3 pași. Din congelator, punem în tavă și poftă bună! Aceasta e mâncare adevărată. Gata în 3 pași. File de cod Alaska în aluat. Ușor de gătit și fără aditivi alimentari. Verifică întotdeauna ingredientele de pe orice etichetă. Încearcă și fish nuggets, file de lux cu cașcaval sau fish burger. Frosta. Dezgheață pofta! S-a alăturat discuției noastre telefonic și doamna Ingrid Mocanu, pe care o salut, sărut mâna, doamnă. Bună seara. Ne întoarcem un pic la Bruxelles, că tocmai a venit doamna Nicolae de la Bruxelles, să o întreb, ați boicotat expoziția de civism și libertăți a doamnei Monica Macovei, în care s-au dus tinerii rezistenți să anunțe că România e în stradă? Am ignorat expoziția doamnei Macovei, cum au ignorat-o foarte mulți europarlamentari. Erau mai mulți ei. A fost o întâlnire de familie. Nu, un tânăr de familie în Parlamentul European care se cheamă România în stradă. Eu cred că minimalizați prea mult asemenea lucruri. Păi de asta a ajuns Juncker să vorbească despre România cum vorbești cu servitoarea de la colțul străzii. Nu numai de asta, domnul. Și de asta. Nu numai de asta, nu dar și de asta. Pentru că nu se poate ca să fim tratați într-un asemenea mod. Altfel o să vorbim cu Iar România. Iar faptul că președintele României se duce absolut întâmplător să se întâlnească cu domnul Juncker în perioada în care doamna Macovei lansează expoziția foto la Bruxelles e o coincidență, nu? Poate fi și altceva, dar deocamdată e o coincidență. Cred că trebuie să vorbim puțin mai serios și nu neapărat în termeni... că trebuie termenii. Să vorbim foarte aplicat, doamnă, de până la urmă cine comandă toată povestea? Comandă o tendință pe care o constat la domnul Juncker de foarte multă vreme, de a-și privilegia interesele familiei politice europene. Numai... Și interesele familiei politice adică europene a lui, ca România să nu miște? Nu. Adică la ce l-a ajutat? Asta este mult mai grav, pentru că, după părerea mea, se întâmplă un lucru care scapă multora ca și tip de analiză și de implicare. Uniunea Europeană este într-o criză. Nu o recunoaștem. Plecarea Marii Britanii a bulversat total și nimeni nu știe... Nu că înainte era vreo oază de stabilitate. Era o oază de stabilitate pentru că aveam totuși niște mecanisme care funcționau. Nimeni nu știe care vor fi consecințele plecării Marii Britanii. Că se pierde, se știe din buget. Și atunci dăbânește amicii? Da, pentru că, de fapt, nu mai sunt bani pentru toți. Asta este opinia mea. Despre asta e vorba? Da, despre asta e vorba. Cum puteți interpreta propunerea unui comisar european să condiționăm fondurile europene de existența statului de drept, noțiune relativă care este utilizată... Dar lucru care nu este prevăzut în tratat, bineînțeles. Nu? Deci cum își... Este pentru prima oară când sunt membri ai Comisiei Europene care încalcă flagrant tratatele europene. Asta este marea problema Uniunii. Și au un comportament de tip hegemonic. Eu pe domnul Juncker îl înțeleg. Dânsul a fost prim-ministru unei țări care e paradis fiscal. Și unul care a fost investigat și a făcut subiectul unor ample anchete. Nu știu care este situația anchetei penale. Nu s-a pus la pentru spionaj, doamnă. Spionajul a fost o altă chestiune. Prezența domnului Soros la Luxemburg e o altă chestiune. Înțeleg că și astăzi este la Bruxelles domnul Soros și are ușile deschise la Comisia Europeană. Și domnul Soros. Sigur că e cetățean liber. Problema este, după părerea mea, mult mai gravă și mi-e pare foarte rău că președintele nu i-a spus ceea ce de fapt trebuia să-i spună domnului. Eu fi zis în privat. Sper că eu fi zis în privat și că au ales o modalitate civilizată. Ce ne zice? Iertați-mă, scuși. Domnul președinte. Așa pare. Eu sper că poate să îndreptăm. Și că nu se modifică. Nu putem îndrepta pentru că singura raportare la statul de drept e decizia Curții Constituționale. Acolo de stat de drept, domnilor și domnilor.